Salutare și bine v-am regăsit la povestea de seară. În această seară vreau să vă citesc o poveste abia apărută în rafturile bibliotecii noastre, care se numește Îndoiala și este scrisă de Alec Blenche. Vreți să ascultați? Super! Îndoiala. Un băiețel mergea pe stradă încruntat. Se întorcea chiar de la școală, unde a aflat că a doua zi, chiar dis de dimineață, urma să stea față în față cu un băiat mai talentat la un concurs de dans și de cântat. Iată-l pe băiatul cel încruntat, care avea de înfruntat un băiat mai talentat. Ei, muzica era plăcerea lui supremă și, în mod normal, nu ar fi fost nicio problemă, însă de dans era înspăimântat, așa că s-a oprit și a oftat. Când deodată, undeva pe jos, el a zărit ceva ce semăna cu un os sau mai degrabă cu un lemn întors. Ia să vedem ce descoperă băiețelul. Ia uitați ce a descoperit. Un semn de întrebare. S-a plecat atent, l-a ridicat cu atenție și cu grijă și atenție l-a cercetat și într-un final a constatat că era un lucru mai mult decât ciudat. Da, se miră băiețelul de acel lucru pe care l-a descoperit. Pare să că e un lucru foarte ciudat. Nu era nici rotund, dar nici pătrat. Era curbat, ba chiar încovoiat. Și s-a uitat în sus de unde o fi picat. Sau poate cineva trecuse și l-o fi scăpat. Văzând că nimeni nu era interesat, și l-a vărât în buzunar și a plecat. Pe drum spre casă, însă, s-a gândit că ar fi bine în mod fădit să-i pună nume lucrului găsit. Și după multă chipzuială, s-a hotărât să-i spună Îndoială. Da, acest lucru ciudat îi spune Îndoială. Din când în când, din buzunar o mai scotea și tare fericit o mai privea și brusc nu mai era nici trist deloc, ba chiar simțea că a avut noroc, că a găsit o îndoială și nu se mai gândea la școală, la ce va fi a doua zi și dacă să danseze, el va ști. Ajuns acasă, s-a trântit pe pat și mult timp îndoiala a stat și a admirat. Până la urmă, obosit spre dimineață, a adormit, ținând în brațe îndoiala care îl făcuse fericit. Da? Adorme cu îndoiala în brațe. Ia să vedem ce se întâmplă a doua zi dimineața. Dar ce să vezi? De dimineață, când s-a trezit să plece iar la școală, nu mai era nici urmă de îndoială. A căutat-o disperat, a plâns și tare mult s-a întristat. În schimb, pe masa lui de lângă pat era o foaie cu un scris punctat. O îndoială ai avut, o îndoială ai pierdut. De fapt, nu ai avut nimic, doar că te-ai îndoit un pic de tine, de ce poți să faci și acum poți să te îmbraci. A găsit o foaie pe masă care ia, unde erau scrise toate aceste cuvinte. Și să te duci la școală, să cânti și să dansezi, dar nu uita să te distrezi, că ăsta e lucrul cel mai important. Să te simți bine chiar dacă nu știi ce faci, ce spui sau ce va fi. Îți spun cu multă chipzuială să n-ai nici cea mai mică îndoială. Când te îndoiești de tine sau te îndoiești că ai putea să fii la înălțime sau să faci ceva, bucură-te de îndoială, că doar e îndoiala ta. Privește-o cu atenție și joacă-te cu ea și până dimineață fii sigur că va dispărea. Sfârșit! Sper că v-a plăcut povestea cu îndoiala, iar eu vă aștept curând la o nouă poveste. Să aveți o seară minunată! Vă pup! Pa, pa!